Noi facem un sondaj în legătură cu campania electorală. Mergeți mâine la vot? Da. Și ce vă așteptați să se schimbe după această campanie? Ceva mai bine față de cum e acum. Cum putem convinge oamenii să iasă la vot? Credeți că avem vreo influență? O alegere personală. Nu puteți obliga pe unul sau pe celălaltul. Votul este o obligație, o după inteligența fiecărui cetățean. Așa votează fiecare, nu e problemă. Nu să zicem gata că votez. Doriți să mergeți mâine la vot? Da, desigur. De ce? Păi e important să ne exercităm dreptul constituțional de a vota, nu? Și cum veți dori să fie următorul președinte? Aș dori un președinte corect, care să știe cum să vorbească în public, cum să ne reprezinte în străinătate și să schimbe puțin imaginea României, care nu este foarte bine văzută de către celelalte state europene. Bună ziua, mergeți mâine la vot? Da. De ce mergeți la vot? Păi să schimbăm lucrurile în țara asta. Cum ar arăta pentru dumneavoastră președintele ideal? Cum ar arăta? Ai greu de spus câteva cuvinte. Păi să fie prima dată iubitor de țară, de neam, de glie și după aia să fie cinstit. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cinstit? Păi cinstit să nu fure, pe cum să fie corect. Veți merge mâine la vot? Da. De ce așteptări ați avea după acest vot? Ce așteptări? Așteptări că să nu mai fie așa cum a fost până în prezent. Fiecare își făcea pe cont propriu, fiecare partid își alegea oamenii cu care să împartă tot ce faceau ei pentru dânsii, să împartă la superiorii lor. Cum ar arăta pentru dumneavoastră președintele ideal? Un președinte ideal ar arăta să fie un președinte bun, un președinte care să reprezinte țara, să nu mai fie să nu mai fie scandal, să nu mai fie corupție, să nu mai fie pentru noi, că eu lucrez într-un domeniu mai mic, așa, să un salariu mai mare, să fie, să ne aleagă, să ne dea un spor pentru învățământ. Eu lucrez și pentru învățământ e un salariu de mizerie și sănătatea la fel.